Cum comentați alianța dintre ALDE și Pro-România? E mult spus la momentul actual, chiar foarte mult spus la momentul actual, că ar fi o alianță. Președintele partidului, fostul premier Victor Ponta, a dorit și dorește și o să dorească permanent să aibă discuții cu toate forțele politice din România și ca dovadă a afirmațiilor mele este că s-a întâlnit deja și cu liderii USR, s-a întâlnit și cu liderii Partidului Social Democrat. Iată acum de curând ceea ce a suscitat interesul și spectaculosul momentului și cu liderii ALDE, tocmai pentru a vedea care este șansa unui viitor proiect politic pentru România. De-aia le intitulăm și Pro-România, Partidul Pro-România. Pentru a vedea care sunt elementele care ar putea să stea la baza unui asemenea proiect politic care să salveze țara din situația în care este la ora actuală. Deci nu este vorba în acest moment de o alianță bătută în cuie, ci este vorba de o discuție cu reprezentanții ALDE și nimic mai mult. Dar din toate discuțiile purtate cu reprezentanții diferitelor partide politice, doar Tăriceanu, președintele ALDE, a ieșit în prim plan. În prima fază a spus că este hotărâtă această alianță, apoi a revenit, a spus că este doar o discuție. De ce această grabă? De ce? Da, probabil că domnul Tăriceanu și prin prisma poziției importante pe care o are în statul român acum și pe cele pe care le-a mai deținut, a dorit să fure un pic startul. Domnia sa deține un portofoliu impresionant de, sau aproape impresionant de parlamentari și, repet, a dorit să fure puțin startul, a dorit să pună, să zicem, piciorul în prag și să determine, poate, o repezeală în a lua hotărârea de a ne alia. Dar președintele partidului, domnul Victor Ponta, alături de ceilalți conducători ai partidului la nivel central, au spus nu acestei grabe și dacă ați urmărit, sunt convins că ați urmărit și dumneavoastră și telespectatorii și cei care în general nu s-au plictisit de și nu sunt plini de lehamite față de viața politică, au observat reacția imediată, reacția promptă a domnului Ponta și a liderilor pro-România care au sancționat această grabă și au spus că nu s-a concretizat nimic și este vorba doar de tatonări și discuții. Noi am pus niște condiții liderilor ALDE, cum de fapt am pus și celor de la PSD, dar acum vorbim despre ALDE. Vom agrea alianță politică, o alianță politică cu ei, pentru că politica până la urmă înseamnă, nu, cu alte cuvinte, înseamnă alianțe, vorbești de politică, vorbești de alianțe, doar dacă ALDE iese de la guvernare. Asta ar fi prima condiție și cea mai importantă. Dacă ar fi vor ieși, să o accepte? Da, dacă vor ieși de la guvernare, atunci noi venim cu pasul 2, cu pasul 3. Bănuiesc că și ei ar avea pasul 2 și pasul 3, elementele 2 și elementele 3 dintr-o discuție privind acel proiect politic comun. Dar susținerea eventual propunerea asta. Ar fi dispus în momentul de față Tăriceanu să facă pasul ăsta? Nu știu să vă spun, mă depășește această răspunsul la această întrebare și noi așteptăm cu foarte mult în teritoriu, așteptăm cu foarte mult interes ceea ce va stabili domnul Ponta, pentru că până la urmă la Convenția Națională a Partidului din 9 iunie, noi l-am mandatat pe domnul președinte Ponta să poarte discuții cu toate partidele și în general l-am mandatat coordonatorii din județe, au mandatat conducerea națională a partidului să poarte discuții cu toate partidele pentru a obține pentru Pro-România cea mai bună formulă de implicare în viața politică a României. Intrarea la guvernare sub anumită formă și într-un anumit moment, nu oricum și nu pentru orice, ci pentru a încerca un reviriment al vieții economice, social, politice, pentru că, după cum se știe, și nimeni nu poate să nege acest lucru, ceea ce vorbesc pe date statistice și, până la urmă, pe date pe care le poți culege din teren sau din gazon, cum vorbesc sportivii, în perioada în care premierul Ponta a condus destinele Guvernului României și ale țării, a scos țara din criză, a scos țara din neantul acela în care fusese aruncat până în 2000,
12 de fostele guvernări. Revenind la ce m-ați întrebat, este clar că doar cu această condiție extrem de importantă, pentru noi esențială, dacă iese Albe de la guvernare, atunci putem să discutăm de un proiect politic comun. De ce nu și de o susținere a unui candidat comun, că ar fi președintele Tăriceanu sau ar fi altcineva, asta e încă prematur. Cum văd colegii din teritoriu această posibilă alianță cu ALDE? Ce să vă spun, în politică unul și cu unul nu fac doi neapărat, dar trebuie să plecăm de la, cu toții trebuie să plecăm de la și ALDE și Pro-România, de la o realitate pe care ne-a zugrăvit-o și ne-a aruncat-o în față extrem de dur pentru unii, extrem de îmbucurător pentru alții, pentru noi foarte îmbucurător pentru că am reușit să trecem pragul și cu într-unele județe cu foarte multe procente, în altele cu mai puține procente. Vă dar la Călăraș, rezultatul alegerilor europarlamentare, unde noi am obținut, cel puțin la Călăraș, am obținut un rezultat peste media obținută de partid la nivel național. Din 27, din 55 de localități, în 27 am reușit să depășim pragul de 5%. În celelalte mai avem de crescut și de conservat o anumită structură de partid, dar oamenii spun că trebuie să ne păstrăm filonul propriu, iar atunci când se va impune să facem o alianță, să facem alianță în așa fel încât cerințele societății și comunităților din localitățile respective să fie respectate. Acum că aceste solicitări ale oamenilor se vor greva pe ideea de o alianță cu ALDE sau cu Partidul Social Democrat sau cu o altă formațiune politică, vom vedea la momentul respectiv. Cert este că de unul singur nu se va mai putea, în opinia noastră, nu se va mai putea merge înainte în România. S-a și văzut, cei care au guvernat de unii singuri s-au încărcat de, probabil, de un grad extrem de important de îngânfare, de înfumurare, de autosuficiență și au dus societatea românească acolo unde au adus. Deci, de unii singuri nu cred că se mai poate, de fapt sunt convins că nu se mai poate guverna și atunci trebuie să faci compromisuri și de o parte și de alta. Adică ceea ce ți se pare imposibil astăzi este posibil mâine. Iar când vorbesc de compromisuri, vorbesc de compromisuri și de situații decente, constructive. Nu să faci compromisul de dragul compromisului. Numai în sprijinul cetății. Să-ți dai mâna cu un adversar politic pentru a încerca să rezolve o problemă a comunității locale. Consider că și cu ALDE, doar dacă mai este la modă, este în vogă această idee care a fost lansată, consider că și cu ALDE se poate discuta cu această condiție ca ei să rupă pisica, cum se spune în popor, și să se delimiteze de ce înseamnă alianța cu Partidul Social Democrat. Nu este un pic cam târziu? Nu o să vă trag un pic în jos faptul că ALDE este asociat ca imagine cu PSD-ul? Ne gândim, cum am spus mai devreme, că există un anumit grup de parlamentari pe care îi deține ALDE, un anumit grup de parlamentari pe care îi deține Pro-România. Se poate schimba guvernul care este al PSD-ului și al ALDE, da, forțăm căderea guvernului și venim cu un set de măsuri aplicate pe cerințele efective care sunt strigate de jos din popor către guvernanți, atunci oamenii or să-și dea seama și prin niște vectori credibili, prin niște vectori de imagine care să nu lase dubii că nu s-ar putea aplica ceea ce se propune, da? Deci nu prin aceiași oameni care clamat niște idei și apoi s-au lepădat de ele. Sau promisiuni, da? Fără acoperire. Sau promisiuni fără acoperire, deci niște idei care, și vin acum cu exemplele din perioada guvernării Ponta, da, cu oamenii pe care Victor Ponta i-a coordonat în ministerele, mai ales în ministerele extrem de importante, nu că altele n-ar fi importante, dar la sănătate, în Bănicioiu, la învățământ, în Ministerul Apărării și Ministerul de Interne, acum nu că sunt aceste dovezi de incompetență și de, cum vă spuneam, repet și mai devreme, de suficiență în activitate, atunci
oamenii cred că vor reîncepe să se gândească dacă într-adevăr merită să mai aibă încredere în clasa politică. Iar pro-România asta își propune, nu să fie contra ceva, ci să fie pro-oameni. Sunt termeni care cred că pot să reimprime această încredere în clasa politică. Până la urmă, vrem, nu vrem, o țară trebuie să fie condusă nu de dictatură, nu de autorități militare, nu de un singur organism politic, ci de mai mulți. Noi pledăm și pentru un guvern de Uniune Națională, dacă s-ar putea, dacă ar cădea de acord toate forțele politice să stea la aceeași masă. Dar observați și dumneavoastră că USR-ul strigă și critică, dar nu vrea să-și asume participarea la guvernare. Noi suntem singura forță politică, chiar dacă suntem un partid micuț, suntem singura forță politică nu care dorim participarea la guvernare și să ne asumăm ceea ce și să facem ceea ce actualele forțe conducătoare, da, și aici pot să-i nominalizez chiar pe ALDE, da, pe care dorim să se lepede de alianța cu PSD-ul, nu reușesc să ducă la capăt. Ori dacă PNL-ul și USR-ul strigă și critică, dar nu vor să-și asume guvernarea acum, dându-i la o parte pe PSD-ALDE, noi dorim să preluăm guvernarea. Uh-huh. Cum? Într-o alianță cu chiar și cu ALDE, numai să se forțeze căderea guvernului și noi să preluăm. Să lăsăm țara până la alegerile următoare, deci mai este un an și ceva, până la alegerile parlamentare viitoare, care ar putea să dea cu sprijinul și cu mâna și pecetea viitorului președinte al României, indiferent cine va fi el, noul guvern. Ce face România într-un an și jumătate? Se va ridica sau se va coborâ? Noi suntem de părere că dacă va continua în aceeași formulă, da? Pentru că USR-ul și PNL-ul nu vor să-și asume preluarea guvernării, ne vom duce și mai jos. Dacă și-ar asuma-o, ce vor face? Au oameni pregătiți pentru preluare? Noi considerăm că nu. Singurii oameni performanți sunt dați prin dovezi de către oamenii coordonați de Ponta între 2012 și 2015. Vorbiți-ne un pic despre activitatea la nivel local. Ce se mai întâmplă în momentul de la nivel local este interesant. Mi-a plăcut să mă implic, să pun numărul. Noi suntem într-un proces de dublu, să spun așa, odată administrativ-gospodăresc. Sună așa mai casnic. Ne-am schimbat sediu, da? V-am anunțat și la conferința de presă la care ați participat. Suntem aproape de finalizare, așa cum am promis, vreau să mă țin de cuvânt, până la sfârșitul lunii august vreau să finalizăm. Amenajăm sediu, iar pe celălalt palier al întrebării, mergem în teritoriu, discutăm cu oamenii care ne-au reprezentat în perioada campaniei pentru europarlamentare. Oamenii sunt nerăbdători să participe la definitivarea structurilor de conducere pe fiecare localitate, să-și realizeze pârghiile pentru alegerile locale, pentru că există dorință de a candida atât pentru primării, pentru primari, pentru viceprimari, pentru consilieri locali, să-și găsească vectorii de imagine locali pentru Consiliul Județean. Vom avea candidați la toate primăriile, vom avea candidat la Consiliul Județean, vom avea candidați pentru vicepreședinți din interiorul Consiliului Județean, la vicepreședinți la Consiliul Județean. Adică noi încercăm să construim o alternativă și mă adresez aici tuturor celor care privesc, o alternativă pro-călărășeană, o alternativă serioasă, simpatică și eficientă pentru toți călărășenii. Cu oameni care au ceva de spus, au în spate niște realizări, da? Nu vin să se îmbogățească sau să-și creeze faimă de acum înainte prin obținerea unor poziții. Ei au obținut ceva în spate, acum îi aruncăm în luptă, alții deja se bucură de o anumită notorietate și credibilitate. Încercăm să demonstrăm că suntem pro și suntem altfel, nu suntem contra. Criticăm atunci când este de criticat cu argumente, iar atunci când vedem că adversarii au o părere corectă, de ce nu o susținem? Vom regăsi pe listele pro-România actuali lideri politici sau candidați primari din rândul altor partide? Vom avea surprize?
Da, e o întrebare iarăși la modă. Este foarte posibil. Este foarte posibil. Nu neapărat pentru că îi refuză altcineva, dar va fi discuție cu fiecare doritor de a intra în rândurile noastre, cu o întrebare corectă și, spun eu, legitimă, de ce dorești să vii și să candidezi, da? Pentru propriul tău orgoliu sau pentru a face un lucru bun comunității pe care o să o reprezinți atunci când vei ajunge pe scaunul respectiv. Este foarte important. Vedeți, eu consider că cel mai mare atu pe care Pro-România consideră că l-are, începând chiar cu președintele Ponta și terminând cu unul dintre, să zicem, ultimul coleg care și-a scris adeziunea, este că noi încercăm să promovăm oamenii care recunosc greșelile pe care le-au făcut. Și aici, iarăși, îl citesc pe Victor Ponta. Da? Și cred că are priză această chestiune, pentru că e o atitudine recunoscută și pusă în practică. Dumneavoastră a recunoscut ce a făcut mai puțin bine în guvernarea pe care a coordonat-o și vine acum și pune pe masă această recunoaștere. Chestiunea asta vine din educație. Localitățile, aveți organizație în fiecare localitate? Avem lideri informali în toate localitățile. Structurile de conducere se vor definitiva după alegerile care după momentul septembrie 2019, când în toate județele, în toate localitățile, se va da verde să se organizeze alegeri. Dar lideri informali, da, oameni de legătură care țin focul aprins, există.